Bună dimineața! Suntem din nou la Tribuna Ideilor, la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu și ca de fiecare dată, așa cum ne-am obișnuit și v-am obișnuit pe dumneavoastră, pe telespectatori, printre care noi știm foarte clar, pentru că monitorizăm vizibilitatea emisiunilor noastre, avem astăzi doi invitați de mare prestigiu cu operă în cercetarea educației românești și nu numai, și cu activitate bogată în privința dezvoltării educației românești de-a lungul timpului. Tema noi am dezvoltat-o sub titlul Reforma educației, legislație, învățarea din istorie. Invitații noștri sunt domnul ministru Andrei Marga, domnul profesor universitar dr. Constantin Brătianu, amândoi cu foarte, foarte mare experiență și în același timp foarte buni teoreticieni în abordarea educației, a reformelor în educație, a problematicilor educației și așa mai departe. Și lângă mine în studio, ca de obicei, este domnul prorector George Niculescu. Aș începe, stimați invitați, printr-o, să zic, constatare pe care a făcut-o un coleg într-o carte voluminoasă, nu a spune că și atât de relevantă, se intitulează Cine sunt românii? Este vorba de coordonatorul lucrării respective, profesorul Vasile Boari de la Cluj, și care undeva vorbește în termeni, a spune, defavorabili în privința rolului pe care îl are istoria în formarea personalității individuale, dar în același timp și în cunoașterea unui trecut așa cum a fost el, sau pe cât posibil așa cum a fost el, pentru că sunt o sumedenie de dovezi ascunse în privința cunoașterii istoriei care, sigur, dacă ar fi scoase la iveală, poate că ar demonstra multe lucruri. Și el spunea, sau mai bine zis, o punea sub interogație, cui îi mai folosește istoria azi. Și încearcă să demonstreze acolo că nu mai folosește nimănui, pentru că oamenii de astăzi sunt educați într-o altă paradigmă și că nu mai are niciun fel de sens, niciun fel de scop învățarea istoriei, iar cei care suntem azi prezenți aici, suntem, din câte știu eu, cel puțin în ce mă privește, pe poziții diametral opuse, pentru că nu cred că este cazul acum să demonstrăm care este, cât de importantă este cunoașterea istoriei pentru mersul societății cu toate domeniile și inclusiv mersul educației în lume. Sunt atât de des utilizate câteva concepte, așa cum este cel de reformă, reforma educației, reforma curriculară, reforma evaluării și așa mai departe. Și s-a făcut, trebuie să spunem, cel puțin în ultimii 20 de ani, prea mult uz și abuz de acest termen, pentru că nu au acoperire într-o realitate factuală, în transformările pe care, la care educația a fost supusă de-a lungul timpului și, cel puțin eu, am avut această impresie că după reforma reușită și singura, și nu sunt subiectiv pentru că aceasta este opinia majorității oamenilor care lucrează și în învățământul preuniversitar și în învățământul superior, după reforma din anii 97-2000, reformă coordonată și implementată de ministrul Andrei Marga cu echipa dumnealui, lucrurile au mers, până la urmă,
mai întâi au stagnat, apoi au început să meargă oarecum înapoi. Orice demontare din acea reformă, indiferent de latura pe care se umbla, era considerat o reformă, dar prin natură era o antireformă, pentru că s-au făcut pași serioși înapoi și în momentul de față ne aflăm într-o situație, dacă nu dezastruoasă, cel puțin precară, pentru că învățământul nu are nicio direcție. Nu are nicio direcție, nu are definite nici finalitățile în mod corespunzător, se merge doar cu lozinci de toate categoriile și de fiecare dată aflăm năzbâtii, să folosesc un termen mai neacademic, care intră în decizia celor care coordonă. Și astăzi, de ce am luat-o în discuție? Pentru că în momentul de față, după aproape un an de, nu, ce aproape, după un an de pandemie și mai mult de trecerea învățământului în integralitatea sa de la formatul său clasic, față în față, la formatul acesta online, se dovedesc foarte multe consecințe deja, consecințe sociale grave, și a spune numai că aș măsura doar prin limitarea drastică a accesului la educație a unor tineri din învățământul preuniversitar în special și mai ales din învățământul rural. Și astea ar fi, să zicem, problemele mari pe care să le luăm în discuție și garantez că avem cea mai selectă, spune, prezența azi aici și cu oamenii care știu ce înseamnă reforma, au făcut reformă și știu imediat care sunt, până la urmă, consecințele lipsei de predictibilitate a decidenților în privința evoluției ulterioare a învățământului. L-aș ruga pe domnul ministru Andrei Marga să deschidă, spunem, discuțiile. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru invitația de a participa la această dezbatere care mă onorează și în același timp mă bucură să fiu alături de oameni care nu numai că au fost reformatori și sunt reformatori, dar au și publicat cărți semnificative în acest domeniu. Profesorul Brăteanu, de fapt, a condus universitățile în perioada reformei și a publicat despre calitate, despre integrarea europeană, multe lucruri foarte interesante, sigur, și ca decident, de ce nu? Și domnul Adrian Gorunca a publicat lucrări pe partea legislativă a reformei, pe partea pedagogică a reformei. Mă bucur să-l vedem aici pe profesorul George Niculescu, un economist temeinic format, un pic prea modest în aparițiile dânsului, dar o să-i treacă, sperăm, dacă se intre într-o nouă reformă. Sigur, aș pleca și eu de la această întrebare, unde ne aflăm. Aș spune simplu, cei mai mulți oameni, nu numai în România, împărtășesc ideea că educația este în criză. Putem vedea în literatura americană, chiar la decidenții americani și cei recenți și cei care acum intră pe scenă. Putem vedea în Germania, putem vedea în Franța, deci țările de referință dau acest diagnostic. Educația este în criză. Sigur, Marea Britanie a făcut mai recent o reformă, China face acum mulți pași de schimbare a sistemului, de aceea primele trei țări dau acest diagnostic. Ne dăm seama că și în România și ca țară europeană, de ce nu, e o problemă criza educației. Mulți oameni semnalează și la noi criza educației și dacă e să fac și sugestii, sigur, în dezbatere de la Sinaia, domnul Brăteanu știe, noi am discutat într-un volum această treabă, volumul a fost publicat în 2019, chiar sub acest titlu, criza educației. Acum, criza educației, să spun direct, se agravează de fapt. Vedem bine, săptămâna trecută, Ministerul a recunoscut în sfârșit că de fapt o treime din elevii țării nu au făcut educație, nu erau la educație, fiindcă nici nu aveau conexiunile internet, nu puteau face nici măcar educația online. Pe de altă parte, să fim luciți, și în universități nu au toți accesul, oricum,
ne putem imagina de fapt ce este în educație. Să o spunem direct, educația a pierdut în 2019-2020, pierde în acest nou an de învățământ, 2020-2021, pierde mult în unele țări, chiar universități de prim plan spuneau că au pierdut cam 40% din performanța care trebuia scoasă în anul respectiv în educație. Putem pune întrebarea. În România nu s-a pierdut. S-a pierdut probabil mai mult, ca să fim clar. Oricum, avem câteva fenomene noi. Pe de o parte, tendința de a-și numi o fugă din țară a elevilor și studenți. Fuga din învățământul public, mai întâi. Vedem bine, mulți elevi, și eu văd și aici în jurul meu, pleacă din învățământul public în învățământul privat, după cum mulți pleacă, sau vor pleca în orice caz, din țară. Mai fac aici o paranteză imediat, să ne înțelegem. Dacă ați văzut, Statele Unite naturalizează acum 11 milioane de imigranți. Mai vechi sau mai noi, putem discuta. E clar că toate țările, după pandemie, vor deschide frontiera pentru talente. Mai ales țările puternice vor stimula imigrarea de talente. Universitățile vor reduce taxele. Ele încep să reducă chiar și cele mai puternice universități. Ne dăm seama că în acest context mai mulți tineri români vor fi îndemnați, neavând încredere, până la urmă învățământul din țară, să plece. A doua problemă, după părerea mea, sau al doilea indicator, mai bine zis, este că tot mai mulți profesori cer pensionarea. Și o cer pentru că nu sunt siguranțe în învățământ și aceasta ar trebui să dea de gândit. Sigur, sunt și gesturi care sunt în premieră. Am văzut acum la minister, au numit un secretar de stat prin tragere la sorți. În sfârșit se dă un exemplu de mare pondere europeană, în ghilimele spus. Cum să tragi la sorți secretarii de stat? Înseamnă că glumim cu aceste roluri, înseamnă că de fapt nu contează. Oricum, aș spune simplu. Criza este... Reforma este absolut necesară, e o nouă reformă a educației după 20 de ani, iar pandemia obligă la o anumită radicalitate a reformei. Ne place, nu ne place, aceasta e situația. Nu vreau să discut, domnul Gona a deschis discuția, o las ca să nu consum timp pentru ceilalți, dacă e nevoie. Se știe că se poate face reformă, că și în România se poate face reformă cu oamenii care sunt, nu e, că multă lume spune, domnule, te dai cu cine? Nu, și în România trăiesc oameni, și în România sunt oameni pregătiți, sunt oameni devotați binelui public, sunt oameni care vor să facă reformă. Eu sunt de părere că după 20 de ani România are nevoie de o nouă reformă a educației. Aș putea să indic capitolul de măsuri, cum am indicat toți cei de față în decembrie 1997, dar mă refer mai curând la câteva, să spun așa, măsuri prealabile, pentru că trebuie corectate multe erori, cum spunea și domnul Gorun, care s-au comis în ultimele două decenii. Așadar, înlăturarea lacunelor care s-au acumulat e prima opțiune. Pentru a lichida aceste lacune, eu cred că sunt de făcut cel puțin 6 pași prealabile. Prima este revenirea la pregătirea generală. Vedem bine, și în învățământ, acum s-a ajuns ca și în învățământul aproape primar, gimnazial cu siguranță, să se facă specializări. Adică elevul să fie adus la un curriculum prea îngust. Și o spunem direct, curriculum îngust pregătește specializări care nu vor da rezultate. Adică, aș spune că aici e o teoremă, o pregătire cu fond cultural larg s-a dovedit mai aptă să îl specializeze competitiv pe tânăr ulterior. A doua revenire, să spun simplu, este revenirea la bibliotecă. Folosim computerele, sigur, computerele ne dau posibilități extraordinare, dar să spunem direct, educația prin lectură, pe suport clasic, educația prin lectura cărților, frecventarea bibliotecilor este mai aptă să formeze cultura unui tânăr decât posibilitățile firește largi ale computerelor. Spus simplu, fără bibliotecă și lectură nu vom ajunge la formarea persoanei. Putem forma altceva decât persoane. A treia revenire e la psihologia naturală a celui care învață.
Noi suntem, sigur, în legislația actuală, sub impactul cognitivismului ca doctrină. Dacă vreți, eu am studiat psihologie, nu sunt psiholog, nu pretind asta, dar totuși, să spunem direct, în ultimele decenii, teoria inteligențelor multiple e baza educației. În ultimele decenii e o nouă analiză a empatiei, a relației empatiei cu realizarea personală, care nu, ar trebui luată în seamă. În ultimele decenii, teoria învățării ne arată că aceasta depinde de factor cognitiv și extracognitiv. Scurt spus, trebuie luată în seamă ființa umană întreagă a celui care învață, dacă vrem ca el să reușească. A patra revenire este în mediul, este la educație în mediul de viață. S-a încercat educația în laborator, în rezervații, în tot ce vrem. Astăzi, și aici e cea mai bună analiză, o spun în continuare, la Berlin făcută, se consideră că educația pentru a învăța, care țintește la a învăța să acționezi, a învăța cum să dobândești cunoștințe, a învăța să trăiești cu alții, această educație în mediul natural al societății, să spunem direct, este cea care dă rezultate. A cincea revenire este la formare. Să spunem scurt, formarea pentru job e foarte importantă, dar ea nu epuizează educația. Spus și mai simplu, e o teoremă și aici, training-ul pentru job nu epuizează educația. Educația conține și altceva. A șasea revenire este la centralitatea profesorului. Sigur, noi am obișnuit și legislația din ultimul deceniu cu ideea, domnule, studentul și elevul sunt centrul educației. Sună frumos. Hai să vedem consecințele. Consecința primă, și aceasta e cea mai importantă, e aceea că s-a ajuns la o centralitate a birocrației. Centralitatea elevului și studentului, cu alte cuvinte, joacă insidios și duce la o centralitate a birocrației. Să o spunem direct. Profesorul sfințește locul. Profesorul rămâne centrul educației dacă vrem rezultate. Așa e peste tot în lume, de fapt. Sigur, aceste reveniri se cer urmate, desigur, de multe măsuri, nu le mai detaliez, le-am detaliat și în alte locuri, mai ales în volumul Educația Responsabilă, publicat în 2019. Dar aș spun, face câteva observații, totuși. Unu, nu e posibilă o educație nouă, o nouă reformă a educației, fără o nouă pedagogie și metodică. Discuția a început și eu am stimulat-o, recunosc, dar mulți consideră că trecem pe online, nu discutăm teorii, nu discutăm conținuturi tradiționale în cursuri, ci discutăm cazuri. Sigur, cazurile sunt importante în educație, dar trebuie spus, dacă reducem noua pedagogie și noua metodică la discuția de cazuri, n-am făcut mare lucru. Trebuie o pedagogie și o metodică adecvate. România are la această oră, după modest calcul făcut de mine, cam 500 de pedagogi, deci oameni cu pregătire pedagogică. Cu ei trebuie discutat să se dea cât de curând noua pedagogie și metodică, pentru că e o treabă foarte complicată. Mai trebuie spus un lucru care nu e confortabil. Nu se poate ajunge la educație, oricât de buni ar fi profesorii, oricât de silitori ar fi elevii și studenții, fără meritocrație în societate. Să o spunem direct. Convingerea că meritul personal, profesional contează a fost totdeauna în istorie un stimulent extraordinar, o motivare extraordinară a efortului educațional. Nu merge. Să ne uităm bine. Cum se fac carierele la noi? Păi orice elev puțin mai răsărit își dă seama cum se fac carierele la noi. Acum se fac cântagere la sorți, vorba vine, ca să și glumim. Dar se fac prin furt de multe ori, se fac prin pilese de multe ori, se fac oricum prin activism ieftin, ori nu merge așa, dacă vrem să stimulăm elevii și studenții să învețe. Pe de altă parte, să ne punem în locul profesorilor. Cum să ai încredere în decidenți când vezi că ei n-au grade didactice în regulă? Cum să ai încredere când vezi că ei, de fapt, nu știu despre ce este vorba? Sigur, sunt multe lucruri de făcut în consecința acestei configurări a reformei pe care am schițat-o. Aș aminti și aici doar două. Unu, curriculumul național. Curriculumul național e un instrument cheie al educației din școli și licee. Place, nu place. Curriculumul din 98 rămâne referință. De ce?
El a fost un curriculum elaborat de specialiști și a fost elaborat nepartinic. Toate măsurile ulterioare în educație, mai ales mai de curriculum, au fost măsuri ale unor partide, de fapt. Sau în optica unor partide. Curriculumul acesta din 98 a fost în afara acestei limitări. El a fost elaborat de sute de profesori care știau despre ce e vorba. El a fost elaborat pe baza experiențelor internaționale, nu după ureche, cum s-a făcut de multe ori ulterior. Acest curriculum, această cheia, nu a eliminat discipline și se poate vedea, doar că el a știut să le integreze și aceasta este, de fapt, veritabila soluție. România se confruntă tot mai mult cu o chestiune și a nouă, segregarea socială prin educație. Ne place, nu ne place. Noi acum nu creăm o societate democratică cetățenilor egali. Noi creăm o societate discriminatorie. Să ne gândim la diferența care se creează. Școli private care funcționează excelent chiar și în pandemie, școli publice în care, am mai spus-o, dar nu e o glumă, e o realitate, îi se pun în pauză în timpul orelor la elevi, furiculii, furicula, le pun canțonete. Foarte bine, și mie îmi plac canțonetele, dar asta este o altă discuție. Nu mai discut de copiii de la țară care în perioada aceasta au fost practic handicapați pentru că lipseau instrumentele tehnice. Și în învățământul universitar este vorba de a reforma cu curaj. Mai ales că, așa cum spuneam, ne vom trezi cu un val de plecări ale vârfurilor. Aceste ținte trebuie aduse acum sub, după părerea mea, o țintă mai cuprinzătoare. Sporirea contribuției acelei universități la dezvoltarea propriei societăți. Că altfel vedem care e situația, mai ales în țări ca România. Universitățile raportează ce succese au, cum sunt în ierarhiile internaționale, cât studenți au racolat, ce publicații ISI au mai dat. Dar să vedem realitatea. Din coace de aceste zise succese, contribuția universităților la societate, la treburile societății, e micuță. În pandemie s-a văzut. Nici o universitate, afară de, cred, din câte știu, Suceava, poate una din București, nu a dat o soluție tehnică precisă la problemele pandemiei. În al doilea rând, e vorba de a reorganiza studiile. Sigur, și domnul Bărăteanu și domnul Gorun, noi am pus umărul la crea actualul spectru de specializări din România. Practic de acolo vine în mare. Asta trebuie spus, trebuie revăzută lista specializărilor. Am dat mereu exemple, nu are rost să facem în 34 de universități drept câtă vreme Germania, micuța Germania are 9 universități. Nu are rost să facem 200 de feluri de ingineri când alte țări fac mai puține feluri, dar tot competitivi. Nu are rost să facem și la noi, la Cluj, la științe economice, 10 feluri de economiști. Hai să facem 3-4, dar foarte buni. Și putem lua exemple și în științele socio-umane și în alte locuri. Trebuie regândită, după părerea mea, lista specializărilor, trăgând, apropo și de istorie, trăgând concluzii din ceea ce s-a făcut sau nu în 20 de ani. În al treilea rând, trebuie luate în serios titlurile pe care le dau universitățile. Știm bine, sau vedem bine, masteratul încă nici acum nu-i înțeles. El e înțeles mai mult ca prelungirea studiilor. Și la universitățile mari. Eu am predat, dacă vreți, și la Cluj și la București și în alte locuri. Nu se înțelege încă ce-i masteratul și aceasta datorită legislației. Doctoratul este luat mai degrabă ca trecere de examene decât ca o contribuție prin lucrare la o inovație. Măcar contribuție la o inovație, la o descoperire, de ce nu? În al patrulea rând este vorba de a smulge sistemul universitar din compromisuri. În România, știm bine, sunt plagiate, sunt fraude la doctorat, este corupție la titlurile universitare. Spiru Hareț se plângea la timpul lui, care era un om foarte exigent, că, îl citez, așa concursuri universitare ca în România nu sunt nicăieri. Și ne întrebăm, ce ar spune acum când ar vedea că prin legea din 2011 Senatul nu mai face examinarea de candidați, examinează doar dacă e legală procedura, și doi, că se fac acreditări, zise, atestări, evaluări
dar ele se fac în reciprocitate. Se vede la toate universitățile, se fac în reciprocitate. Eu cred că nu se poate ieși din nivelul la care s-a ajuns în doctorate și titluri universitare fără a introduce două noi titluri. A mai fost în istoria României. Doctor de stat și profesor universitar docent. Alte nivele care să oblige sistemul să se pună în mișcare, altfel nu se va pune în mișcare. Și sigur, trebuie să venim și în România, cum e și în, dacă vrem, Polonia, Ungaria, Cehia, la trecerea titlului de profesor sub semnătura celui care răspunde de treburile statului. Acesta deși respect profesorii. Acum ne avem profesori făcuți pe semnătura, până la urmă, a șefului de serviciu administrativ la universitate. Glumesc un pic, dar vreau să fac clară ideea. În a cincilea rând, e vorba de a elibera sistemul universitar. Sistemul universitar actual nu e liber. Ce vreau să spun? Nu e nevoie de CNATCU. Noi știm, domnul Brătianu, mai ales că am făcut actul de înlocuire. CNATCU e creat în anii 70. CNATCU nu mai dă rezultate de mult, dar sigur, noi doi n-am putut promova acest, s-au opus mulți care vedeau în șefii la CNATCU responsabilități, șanse de a fi șef peste alții, cu toate cele care se pot imagina. Nu e nevoie nici de Aracis. Să spunem direct, sub CNATCU s-a deteriorat sistemul de titluri universitare în România, sub Aracis au slăbit fără precedent universității în România. Acestea sunt instituții parazit de care ar trebui debarasat și din motivul simplu, nicio țară nu întreține astfel de instituții. Este vorba de sistemul de revenire la universitatea condusă de Senat. Sigur, putem comenta mult, dar trebuie spus, la propriu universitatea nu e unitate comercială, nu e asociație civică, ci e o unitate corporativă, dacă vrem, care are misiunea și funcțiile ei pe care noi le-am mai discutat aici. Oricum, cei care trebuie să conducă universitatea sunt senatul și apoi, și desigur, rectorul. Rectorul stabilește de senat, nu de altcineva. Senatul are răspunderea în general a recrutării selectării de profesori și cu aceasta începe construcția oricărei universități. Sigur, și în România s-a încercat, noi am mai păstrat generația noastră senatul, dar după aceea el s-a, mai ales prin legea 2011, cum am arătat, el s-a diluat misiunea senatului, acum e o gestiune cam oarecare. Sigur, acestea sunt niște măsuri, cum să zic, prealabile, dacă vrem. Dar ceea ce este foarte important este să revenim la conștiința ceea ce este universitatea. Aici trebuie să-l cităm mereu pe Humboldt, care spunea, universitatea este culminația unei culturi. Este instituția culminantă a unei culturi. Aș intra acum într-o discuție, dacă vreți, mai nouă, într-adevăr, profitând și de faptul că, așa cum domnul Goron a arătat, are în față cărțile scrise la Târgu Jiu. Sigur, Târgu Jiu, nu ca să-i flatez, Târgu Jiu prin oamenii de astăzi, nu ca să-i flatez, a dat una din cele mai bune analize ale educației din țară în acest moment. Cum trebuie spus, generația mea, universitățile erau actorii reformei. Universitățile erau actorii schimbării. Și sigur, ele presau ministerul, instituțiile să la face reforme. Mai nou, de vreo două decenii în România, universitățile așteaptă din nou ca ministerul să decidă. Nu vor fi decizii înțelepte, că nu are cum. Totuși, pluralismul opiniilor duce la decizii înțelepte. De aceea, eu felicit Universitatea de Târgu Jiu pentru că a luat inițiativa cu ani în urmă a unei analize a educației și, de ce nu, a producerii de soluții, care sunt, cum spunea și domnul Gorun, legislație și reglementări în general în acest domeniu. Sigur, nu se poate face reformă chipzuită
este una din teoremele la care țin, dacă nu se învață din istoria reformelor educației. Din România, din Europa, de oriunde. Spus mai simplu, stăpânirea culturii instituționale condiționează reformele. De aceea se poate spune că trebuie să plonjăm și în cunoașterea legislației trecutului. Mă amintesc că pe loc două exemple contrare. Cum spuneam, legislația din 2011 se vede bine, cei autorii n-au citit pe Spiru Haret să vadă cum se reglementează o profesură în România. De aceea, soluția lor este mult sub nivelul pretins de Spiru Haret. Doi, în 1995, poate că domnul Brăteanu își amintește, prin minister, Universitatea din Cluj, cea din București, au introdus o detaliere a conceptului de autonomie universitară. El este, se vede bine, legea din 95. Legea din 2011 ignoră acest concept. De aceea s-a ajuns situația în care dacă mergi acum la unul universități și îi spui rectorului cum s-a cu autonomia universitară, el te întreabă, dar ce e aia? Până acolo s-a ajuns cu această treabă. Oricum, eu aș lăuda cartea excelentă a colegilor de la Târgu Jiu, a domnului Adrian Gorun și a domnului Horațiu Gorun, compendiu, care după ce s-au adunat în texte legile educației de la prima dată de statul român, de la Vasile Boierescu, 1864 încoace, după ce au adunat aceste legile și comentează. Această carte mi se pare foarte concludentă pentru ce a fost și este bază pentru o privire cuprinzătoare. Aș menționa câteva lucruri din această carte pe ideea aceasta. Sunt soluții mai bune în trecut decât multe din soluțiile de astăzi, din lege. Dau câteva exemple, numai ca să nu rețin prea mult. Știm bine, în România a fost o obsesie în deceniul trecut, al actualului secol, să reduci școli după ce s-au redus spitale și mai departe. Acum el trebuie puse la loc, pentru că nu dă rezultate. Să o spunem foarte clar, încă de la prima lege a statului român, Vasile Boierescu 64, cum spuneam, dacă vreți, obsesia sănătoasă e să fie școală în fiecare comună, ba chiar dacă se poate, în fiecare cătun. Obsesia sănătoasă era ca niciun copil să nu rămână în afara educației. Să spunem direct, aceasta e democratizarea educației și cu aceasta începe democratizarea educației și ea ar trebui restabilită. Legea lui Petru Poni, cum se spune și în compendiu, a mers mai precis pe direcția creierii de școli, încât niciun copil, nici cel din ultimul cătun să nu rămână fără școlarizare. Odată cu această lege s-a angajat și un principiu interesant. Distincția între adunarea generală a universității, cum se numea Consiliul Universitar, pe de o parte, și Consiliul Universității, care era un fel de senat. Această intuiție interesantă a venit apoi prin toate legislațiile până de curând la 2011, care o stâlcește această distinție. În România persistă și azi o neclaritate în privința scopului școlilor, liceelor, universităților. Ar trebui să se ia în seamă faptul că educația nu se reduce la instruire. Educația este mai largă decât instruirea și în acest sens, sigur, cartea domnilor Gorun aduce în față și Spiru Haret și succesorii săi au dat importanța cuvenită statutului dascălului. Să o spunem direct. Și consacrarea unui dascăl de învățământ secundar trecea prin monitorul oficial. Aceasta îi dădea statura. Mai departe, legea stabilea de la Spiru Haret încoace încă o vreme lista universităților din țară. Dacă ne uităm și în Austria, acum e o listă în lege. Și în alte țări e la fel. La noi s-a mers pe o procedură care a pus universitățile în bătaia vântului. Se dă lege pentru fiecare universitate. Procedeul nu dă rezultate pe care le dă, totuși, înscrierea în lege a listei universităților. Atunci universitățile au o siguranță, dacă vrem să fim foarte clar. Legile anterioare au dat importanță docenților.
conferențiarilor. Docenții erau aprobați de ministru, ceea ce, să spunem direct, prevenea o situație. Acum, dacă vrei să devii profesor, te aranjezi să devii docent, conferențiar, pardon. Pentru că după aceea prinzi ocazie și sar la profesor. Să o spunem clar. Și Spiro Haret și succesorii săi erau conștienți. Dacă deschizi portița conferențiarilor, ai deschis poarta profesorilor și începe fixarea pe posturi a unor oameni care, de fapt, nu sunt confirmați ca valori. Spiro Haret deja ceruse ca Senatul să fie, să fie compus din gradele didactice cele mai înalte. Aceasta a fost și marea tradiție a învățământului românesc. Nu e vorba de a nu avea încredere în alții, vai de mine, nu despre asta, dar totuși e o experiență și e răspunderea pentru instituție. Exigența în selecția de universitari, interesant, a venit și la Tache Ionescu, cu legea din 1998. El spunea că profesorul universitar îl stabilește reuniunea Senatului și a Consiliului facultății respective. Reuniuni compuse, bineînțeles, din profesori. Decanul nu este oarecine, nu este banalul de astăzi. Decan, astăzi se spune clar, văd și la Cluj. Tot felul de absolvenți de mâna a șaptea sunt decani. Domnilor, nu merge așa, nu merge așa. Decanul este alesul profesorilor facultății și este numit în cele din urmă printr-un decret la cel mai înalt nivel. Atunci era, evident, decretul regal. Interesant, cu legea din 32, Iorga a înaintat pe aceeași linie și a prevăzut ca rectorul să fie ales de profesori, după ce senatorii și decanii care alegeau rectorul treceau și ei prin această procedură. Ion Petrovici, cu legea din 42, a vrut să păstreze demnitatea profesorului universitar. În ce sens? Profesorul era obligat să conducă unitatea de cercetare. În definitiv, nu este profesor universitar dacă nu face cercetare de anvergură. Trebuie să încă foarte clar. Sigur, de la Petrovici, în mod interesant, vine și soluția care s-a aplicat în legea din 68. Decanii și rectorii se aleg din trei candidați propuși și ministrul alege pe care vrea. Sigur, era un arbitrar strecurat deja în sistem, încât se poate discuta. Legea din 68 conținea, desigur, opțiuni salutare privind școlarizarea tuturor copiilor. Era o opțiune care trebuie subliniată. Precum sistemul șanselor deschise pentru orice cetățean, ceea ce nu era rău. Sigur, nu s-a reușit complet. Poate că și domnul Gorun, poate că și domnul Breteanu. Și amintesc, când am preluat noi ministerul, aveam un abandon școlar de 3, 4, poate 5% după datele care erau furnizate. Acum statistica în țara noastră încă nici acum nu merge ca lumea, din păcate. L-am redus când am plecat noi la 2%, acum sare de 14% după unele analize. Ori abandonul școlar e o neperformanță crasă a unui sistem. Sigur, legea din 68 era dominată de centralism. Ca un exemplu, apropo de universitățile de care s-a ocupat domnul Brătianu, șeful de catedră era atunci considerat un delegat al decidenților. Ori acest sistem n-a dat rezultate, să fim clari. Încheie, efectiv, centralismul s-a dovedit a fi păgubos și să nu dorească nimeni centralismul. Numai că nici nivelarea și populismul nu rezolvă problemele educației. Eu cred că altă viziune trebuie să prevaleze și mă bucur că și domnul Gorun și domnii Gorun în volumul lor apără o astfel de viziune și sigur vom căuta să o facem cât mai convingătoare. Oricum, felicitări autorilor pentru această operă de aducere în atenție a legislației naționale, pentru că trăim în România și de aici trebuie să plecăm în soluțiile noastre. Mulțumesc pentru atenție! Pentru că avem timp la dispoziție. Rămân să ascult pe domnul Brătianu, domnul Gorun, domnul Niculescu. Da. Acum rog pe domnul profesor Brătianu să intervină dumnealui pe domeniul pe care l-am avut, l-a adus în discuție și dacă dumnealui vrea să abordeze ce se mai întâmplă cu calitatea în învățământul românesc, în speță în învățământul superior, e bine să o fac. Oricum, rezultă foarte clar din tot ceea ce se discută aici erorile de abordare ale decidenților atunci când vor să reglementeze și proasta înțelegere sau insuficientă înțelegere a
resortul educației, a mecanismelor acestea, a modului în care au dat rezultate o sumedenie de reglementări în anterioritate și cum după demontarea acestora s-a ajuns la destructurări, la finalități false față de cele prestabilite, etc. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Aș începe prin a aprecia eforturile pe care dumneavoastră le faceți, pe care le-am văzut și prin organizarea unor evenimente importante în cadrul Universității din Târgu Jiu pentru a discuta problemele reformei în profunzimea lor și având întotdeauna invitați de marcă, domnul ministru Marga fiind prezent întotdeauna cu experiența și viziunea dânsului. De asemenea, nu am să intru pe o analiză a compendiului dumneavoastră, am citit-o, mulțumesc pentru că mi-ați oferit-o. Este o lucrare extraordinară. Este important însă de remarcat faptul că ați încheiat această lucrare inclusiv cu o serie de propuneri pentru ceea ce ne așteaptă. Acum, domnul ministru Marga a făcut o prezentare excelentă și sigur, mie îmi revine rolul doar de a puncta, mai ales pe partea de învățământ universitar, câteva chestiuni. Aș vrea să spun în primul rând că orice criză, în cazul de față pandemia, așa cum a subliniat foarte bine domnul ministru Marga, scoate în evidență în orice țară vulnerabilitățile sistemelor. În cazul de față discutăm despre sistemul de educație, iar această criză, care este o criză multiplă, nu numai în sănătate, economie, tehnologie, tot ce vreți dumneavoastră, a accentuat într-un fel criza din educație. La conferința pe care domnul ministru Marga a organizat-o la Sinaia privind educația, și eu am fost unul dintre cei care am demonstrat că suntem într-o criză, o criză multiplă, iar această epidemie la noi în țară, practic a scos în evidență o serie întreagă de vulnerabilități. Dacă nu avem curajul să le analizăm acum, să le acceptăm și să vedem cum anume am putea să rezolvăm aceste probleme, nu vom reuși, practic, să creăm o nouă viziune a educației în țara noastră. A doua observație pe care vreau să o fac este că multiplele modificări care s-au făcut în legislație după perioada în care domnul ministru și echipa domniei sale au fost la minister și au produs o reformă semnificativă, nu pot fi echivalente cu o reformă. Din acest punct de vedere, folosirea cuvântului de reformă, din punctul meu de vedere, este o inflație semantică. Nu orice modificare trebuie înțeleasă ca o reformă. Chiar și legea care a fost dată de fostul ministru Funeriu nu înseamnă că a produs o reformă. De ce? Pentru că o reformă este condiționată de o viziune. Trebuie să existe o viziune a întregului sistem educațional într-o anumită țară, pentru ca pe baza acelei viziuni să produci după aceea o legislație care să confere un cadru în care după aceea să se operaționalizeze la nivel preuniversitar și la nivel universitar ceea ce trebuie făcut. Deci trebuie să avem în primul rând un răspuns la ce vrem de la educație. Doi, să avem direcțiile spre care putem să ajungem la acel răspuns. Trei, trebuie să avem capacitatea de a incorpora aceste idei într-un act legislativ, într-o lege care să conțină esența gândirii și care să nu fie schimbată în fiecare an și să nu ajungem la câteva zeci
sau chiar sute de modificări la o lege imediat după ce a fost dată. Legea educației trebuie să fie ca o constituție care să dureze și să confere celor care sunt în sistem, dincolo de predictabilitatea la care s-a referit domnul ministru, să ofere și consistență pentru eventualele modificări care după aceea vor îmbunătăți, vor actualiza nevoile care apar. Subliniez și eu că există o diferență între conceptul de educație și cel de instruire și mai ales cel care se pretinde de a instrui pe anumite domenii, pe anumite specializări. Prin educație noi formăm un anumit mod de a gândi, de a înțelege viața, de a înțelege contextul social, economic, politic în care noi trăim și, bineînțeles, de a putea înțelege ce se întâmplă și în alte țări, în alte culturi. Și dacă ne dezvoltăm acest mod de a gândi, atunci vom putea crea, vom putea contribui la progresul societății. Și după aceea, sigur, la fiecare nivel educațional, să contribuim cu acele elemente care vin să dezvolte cât mai mult capacitatea noastră de a gândi. Mai mult decât atât, e o diferență între instruirea, trainingul la care se referea și domnul ministru Marga, și modul în care trebuie să concepem ceea ce se numește procesul de învățare, learning. Pentru că e o mare diferență între a gândi un simplu transfer de cunoștințe de la cineva care întâmplător este profesor spre studenți, de exemplu, și de a crea în mintea studentului un anumit mod de a gândi și de a-i dezvolta ceea ce acum se numesc competențe. Atâta vreme cât toate statisticile, statistici internaționale, demonstrează că într-un viitor nu foarte îndepărtat, multe dintre, să spunem, preocupările actuale, dintre slujbele actuale, dintre joburi, cum se numesc, actuale, vor și vor fi nevoie de noi competențe, sigur că vechiul stil de transfer de cunoștințe și învățarea prin acumulare nu satisfac cerințele pentru viitor. Educația trebuie să creeze integrarea unui trecut cultural, educațional, cu prezentul, dar și cu anticiparea unor nevoi pentru viitor. Sigur, pare ușor complicat, dar pentru cel care înțelege aceste fenomene și complexitatea lor, lucrurile se pot face. Din nefericire și am spus-o și eu public, în diferite situații când am fost invitat să vorbesc despre aceste fenomene, la noi în țară, actorii politici care au avut responsabilități în sistemul educației nu au înțeles acest rol și prin ceea ce zic ei că au creat, noi reglementări de multe ori au contribuit la slăbirea sistemului și la erodarea lui din punct de vedere al performanțelor. Revin într-o sinteză. Orice criză, iar pandemia este o criză multiplă, arată vulnerabilitățile sistemului. Vedem în acest fel care sunt vulnerabilitățile sistemului nostru educațional. Multe dintre ele sunt inacceptabile. Să constați că aproape o treime dintre elevi nu au avut acces la sistemul educațional timp de aproape un an de zile, din punctul meu de vedere, este o tragedie. Să constați că au fost închise școli din motive pur economice, manageriale. Iarăși este un lucru inacceptabil pentru un sistem educațional sănătos. Să constați că în universități s-a pierdut din acel impuls pe care noi l-am dat autonomiei universitare, cu eforturi extraordinare de a transfera
de la conducerea Ministerului o serie de decizii spre Senatul Universitar și de a constata acum că mulți rectori așteaptă ce spune Ministerul, ce spune Ministrul și după aceea să ia o serie de decizii, sigur că este un declin care nu poate fi ignorat. Deci dacă avem capacitatea să înțelegem aceste lucruri, atunci trebuie să o spunem foarte clar că avem nevoie de o nouă viziune și de oameni capabili de a produce această viziune. Iar pur și simplu numirea politică la vârful ministerului nu constituie un răspuns necesar la ceea ce avem noi nevoie. Chiar dacă ministrul este prin întreaga legislație răspunzător într-un fel și de un anumit program politic, el trebuie să înțeleagă în profunzime ce înseamnă sistemul educațional, atât preuniversitar cât și universitar, și împreună cu cei mai valoroși, să spunem experți în domeniu, să poată să producă o nouă legislație. Concluzia este că avem nevoie de o nouă legislație, dar o nouă legislație care trebuie să fie bine gândită. Și tot ceea ce a analizat domnul profesor Gorun și împreună cu domnul Horațiu Gorun în acest compendiu, dar și în alte materiale, demonstrează foarte clar, în primul rând, că avem de învățat din ceea ce s-a întâmplat istoric în sistemul nostru de învățământ, avem de învățat din ce se întâmplă în alte țări și, în primul rând, avem de învățat de la cerințele societății noastre. Iată, revenind la legea mult discutată, dată de către fostul ministru Funeriu, aș vrea să fac și o observație, sau mai, mă rog, câteva observații privind sistemul universitar care a condus pe undeva la o serie de dereglări foarte bine subliniate de domnul ministru Marga. Păi, în primul rând, nu luăm modele de dragul modelelor. S-a adus ca un altoi, ca să spun așa, dar nefericit, conceptul de abilitare. Domnul ministru Marga, care are o bună cunoaștere, o profundă cunoaștere a sistemului din Germania, știe foarte bine ce înseamnă abilitarea în Germania și că acolo abilitarea se propunea și se propune dinspre cercetare, spre mediul academic, să demonstrezi că ai capacitatea de a deveni profesor universitar. La noi s-a inversat, s-a pus căruța în fața cailor și toată lumea își dă abilitare ca să poată conduce doctorate la orice vârstă și după ce ți-ai abilitarea, spui, acum mi-am luat abilitarea, vreau să fiu și profesor universitar. Iar a doua problemă care s-a creat și este o problemă fundamentală, s-a înlocuit calitatea propriu-zisă a contribuției științifice și educaționale a celor care urmează să fie promovați cu o aritmetică a unor publicații. Sigur că este important pentru cineva care vrea să devină profesor universitar prin publicații să fie recunoscut internațional. Nu atât ca număr de lucrări, dar prin citarea care se face, este sigur o recunoaștere internațională. Dar crearea dosarului respectiv, pornindu-se numai de la numărul de articole, și iar verificarea ca atare făcându-se de către personal administrativ și nu de experți pe conținutul acelor articole, din punctul meu de vedere, este o eroare totală. Am să vă spun simplu de tot. Când studiam în Statele Unite, am rămas surprins de simplitatea, dar în același timp profunzimea actului de evaluare. Expertul, profesorul, era întrebat despre un tânăr care vrea să promoveze. Nu mă interesează câte lucrări ai publicat, dar te rog să-mi dai pe primele cele trei lucrări pe care tu le consideri cele mai bune. Și profesorul se uita și citea prima lucrare și spunea, asta este lucrarea pe care tu o consideri cea mai bună, nu te supăra.
nu este atât de bună încât să fii promovat. Și restul nu mai contează, pentru că asta a fost cea mai bună. Sau este o lucrare foarte bună, am să o citesc și pe a doua și pe a treia. Deci iată cum, intrând practic pe conținutul lucrărilor, pe a vedea contribuția ca atare la domeniul științific respectiv, poți să-ți dai seama de valoarea cuiva. Dar numai prin a înumăra câte articole și în ce reviste au fost publicate aceste articole, mie mi se pare că s-a făcut o eroare foarte gravă, iar când mă gândesc că această înumărare, validarea dosarului de competiție, o face cineva din domeniul administrativ, mi se pare că, într-adevăr, este o umilire a actului de creație pentru cineva care, într-adevăr, vrea să promoveze. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că sistemul de promovare înseamnă, în ultimă instanță, recunoașterea a două lucruri esențiale. Unul, și cuvântul cheie l-a spus domnul ministru Marga, valoarea. Învățământul pe ansamblu, dar mă refer la învățământul superior, poate fi considerat un câmp valoric. Un câmp valoric prin natura lui. Nu poate să fie un câmp omogen. Nu poate să fie un câmp care este la același nivel. El este diferențiat tocmai prin valorile științifice, culturale ale celor care populează domeniul respectiv. Iar dacă domeniul este neomogen, atunci nu putem veni cu o legislație care să egalizeze și cu o legislație care prin vot democratic să rezolve anumite probleme. Sigur, eu folosesc în teorie diferența între gândirea liniară și gândirea neliniară. Gândirea liniară este cea proporțională, cea cu care operăm în fiecare zi. Te duci la piață, cântarul este cel care îți arată gândirea liniară. Rezultatele sunt proporționale cu eforturile și așa mai departe. Dar într-un câmp valoric apare fenomenul de neliniaritate. Iar contribuțiile trebuie să înțelese prin acest fenomen de neliniaritate, iar înumărarea articolelor coboară, practic, gradul de neliniaritate la o aproximare care se numește liniarizare. Am complicat puțin lucrurile, dar, de fapt, așa putem înțelege unde s-a ajuns. S-a ajuns la o degradare a înțelegerii contribuției noastre pe domenii științifice și a modului de a recunoaște aceste contribuții în procesul de promovare, care nu are nicio legătură cu vârsta, ci cu capacitatea de a crea, lucru care este iarăși foarte important. Ca să nu mai vorbesc că în legea respectivă apărea și această idee care, din punctul meu de vedere, reprezintă o stupiditate instituțională, că la 65 de ani valoarea unui profesor dispare, fapt pentru care trebuia dat afară din universitate. A fost ceva incredibil, dar s-a produs, iar timp de un an de zile, ca efect al acestei legi, la nivelul întregii țări, aproape 1000 de profesori din toate universitățile, pe baza unui studiu pe care l-am făcut, au fost dați afară. Profesori valoroși, conducători de doctorat, profesori, directori de programe de cercetare, profesori recunoscuți internațional. Dați afară! Nu se poate face așa ceva. Sigur, s-a revenit după un an și ceva prin modificări ale legii respective, dar de fapt nu s-a reparat prea mult, pentru că eroarea s-a făcut. Și s-a mai făcut încă o eroare din punct de vedere psihologic care nu poate fi iertată. Și spun acest lucru pentru că și eu l-am auzit, sigur, în spațiul public, pe fostul ministru spunând așa ceva, fostul ministru Funeriu, bineînțeles, că profesorii în vârstă sunt expirați și s-a creat, practic, lupta între generații pe acest considerent și al doilea considerent că tinerii nu pot promova din cauza celor în vârstă. Nu se face așa ceva. Valoarea nu poate fi măsurată liniar cu centimetru, cu kilogramul sau cu numărul de ani. Valoarea trebuie măsurată numai într-un context valoric și numai prin metrici relative, prin comparație cu ceea ce s-a făcut în domeniul respectiv. Aceste lucruri sunt mai complicate, dar ele trebuie să fie reintroduse într-un fel în
sistem de evaluare, pentru că altfel se pierde lucrul cel mai important, motivarea sau motivația celor care trebuie să facă un efort extraordinar pentru cercetare. Ce motivație să mai aibă cineva atunci când meritele lui nu sunt recunoscute sau sunt interpretate în mod greșit? Și se ajunge la fenomenul de brain drain, foarte frumos subliniat de domnul ministru Marga. Toate țările și toate universitățile luptă pentru a atrage talente și inteligențe. Iar noi considerăm că nu ne interesează și vreau să spun public încă o dată că am avut lideri politici care, întrebați de acest fenomen, au răspuns inacceptabil. Nu ne interesează, nu e semnificativ, sub 1%. Păi, dar nu vă supărați. Un geniu poate fi sub 1%, dar este un geniu. Un profesor eminent recunoscut internațional, când tu îl pui în statistică și spui că reprezintă sub 1% și că este nesemnificativ, este o eroare majoră care se face într-un câmp intelectual, într-un câmp valoric. Și i-am auzit pe câțiva lideri politici la vârful națiunii spunând așa ceva. Și iată rezultatul. Este pur și simplu o revărsare a tinerilor noștri, cei talentați, care se duc spre acele universități care îi recunosc, care îi recunosc și le recunosc valoarea. E, asta trebuie să facem și noi, să avem curajul să recunoaștem valorile. Mai mult decât atât, să promovăm valorile. Revenind acum la alte câteva elemente esențiale în sistemul universitar. Vedeți dumneavoastră, democrația introdusă în universități, sigur că are și elemente bune, dar a fost introdusă și în mod greșit. S-a dorit într-un fel și manipularea prin voturi, fenomene care sunt cunoscute în toate universitățile. Eu susțin că într-un sistem valoric, valoarea nu se votează. Pentru că întotdeauna, și studiile statistice demonstrează, există o lege statistică care spune că prin vot, un vot este egal cu un alt vot, întotdeauna alegerea se duce spre centru. Dacă ne gândim la curba lui Gauss, întotdeauna va fi spre centru curbei lui Gauss. Dar în centru curbei lui Gauss nu se află valorile, se află mediocritatea, respectiv media statistică. Iar dacă eu aleg media statistică pentru că valoarea este undeva la marginea curbei și eu nu aleg valoarea din punct de vedere statistic, înseamnă că eu îmi aleg prin lege mediocritățile. Iată de ce eu am susținut și susțin, atât sigur cât poate fi înțeles, că într-un mediu valoric, cum este mediul universitar, când promovăm, când alegem, trebuie să ne gândim la o selecție care să nu fie bazată pe votul democratic al unei mulțimi cât mai mari, să voteze comunitatea. Nu vă supărați. Ce relevanță are votul unui student de anul întâi care de-abia a intrat într-o universitate când își votează rectorul pe care nu-l cunoaște? Egal cu zero această relevanță. Și dacă relevanța e egală cu zero, de ce o folosesc? Domnul ministru Marga își aduce aminte că noi am avut o discuție atunci și îi mulțumesc pentru că mi-a acceptat această discuție. Când la vremea respectivă exista o hotărâre de guvern care spunea că teza de doctorat se votează în catedră. Se votează dacă să fie susținută public sau nu. Și erau catedre de științe de genul matematică, fizică, chimie. Și profesorul de matematică trebuia să voteze o teză de chimie și chimistul trebuia să voteze o teză de matematică. Ei nu înțelegeau nimic, dar așa spunea legea că trebuia să voteze și să fie 50% plus 1. Și am schimbat această legislație. Pentru că știința nu se votează. Valorile nu se votează. Sigur că mai avem până a înțelege aceste fenomene, dar dacă este să vorbim de o viziune a dezvoltării învățământului superior, să discutăm despre modul în care o nouă legislație trebuie construită, atunci trebuie să ne gândim
la sisteme prin care facem selecție autentică sau selecție a valorilor autentice și nu să promovăm acest vot extraordinar. Și aici aș vrea să îl laud pe domnul profesor Gorun, care în poziția domniei sale de președinte al Senatului Universității a decis, împreună cu Senatul, evident, ca alegerea rectorului la Universitatea din Târgu Jiu să nu se facă prin vot democratic. Și, mă rog, s-a făcut și un referendum, dar ideea este că s-a promovat această idee, rectorul să fie ales printr-o selecție. Iar în comisia de selecție au fost invitați inclusiv experți din străinătate. Este un caz unic la noi în țară, dar trebuie să ne dea de gândit, pentru că, de fapt, la marile universități din întreaga lume, toți cei care au funcții de responsabilitate maximă la conducerea universității și la conducerea facultăților se selectează pe baza unui concurs internațional, iar comisia este formată din experți care știu să facă distinția între valori. La Harvard University, la Universitatea Harvard durează 6 luni de zile primirea dosarelor. Și eu pot să mă scriu la dosar. Toată lumea poate participa la acest concurs. Da, dar există o selecție extrem de severă, bazată pe criterii care, într-adevăr, pun în valoare relevanța celui care va fi și va conduce universitatea. Iar acest model de selecție, vreau să vă spun că în 2004 a fost introdus în Japonia. Japonia, care avea un sistem foarte centralizat în învățământul superior, dar care, pe baza competiției internaționale, a văzut că universitățile japoneze își pierd din această capacitate de a fi competitive, tocmai datorită unui alt sistem de numire a celor în funcții, a acceptat modelul american, sigur, adaptat culturii japoneze, da, dar a introdus selecția valorilor. Ar fi bine dacă și noi ne-am gândit la noi instrumente prin care să promovăm selecția valorilor, inclusiv în alegerea șefilor de departamente, a decanilor și a rectorilor. Ca să nu mai vorbesc de faptul că sunt universități la noi în țară cu 9-10 prorectori. Este o aberație, este o stupiditate instituțională. Te gândești la Statele Unite ale Americii, în care este un singur vicepreședinte. Iar noi la o universitate avem 9 prorectori. Păi prin asta, practic, noi dizolvăm importanța, să spunem, conducerii și, mai mult decât atât, dizolvăm responsabilitatea deciziilor. Iar revenind la acea lege celebră, vreau să vă spun că s-a creat un mare dezavantaj modului de a gândi conducerea unei universități, în special prin prisma autonomiei universitare, pentru că s-au creat confuzii de decizii între Senatul Universitar și Consiliul Administrativ. În primul rând, că sensul unui Consiliu Administrativ nu este să-l formezi din interior, ci din exterior, prin experți care să te ajute la strategia universității și dai putere Senatului Universității pentru deciziile fundamentale, iar la noi iarăși s-au inversat rolurile și s-au creat confuzii majore. Ce decide una din cele două colectivități, cum se decide și care este nivelul de competență dintre ele. Aici ar trebui să se revină pentru că s-a pierdut foarte mult în sistemul de decizie, în capacitatea de decizie a conducerii unei universități. Și mai este o problemă pe care am mai spus-o și iarăși e bine să o spunem. Una din principalele vulnerabilități în sistemul nostru universitar o constituie normarea profesorilor, normarea cadrelor didactice. Norma, ideea de normă a fost înființată, acest concept, acum peste 100 de ani în industrie, în funcție de productivitatea unui muncitor. Câte piese poate să facă un muncitor la strung în 8 ore? Nu știu, 100 de piese. Bun, asta va fi norma lui
zilnică, după aceea norma lui săptămânală și așa mai departe. Și această idee de normă, a fost introdusă în universități într-un anumit context. Dar acum, să știi că ești pur și simplu evaluat pe baza unui sistem de tip industrial de acum 100 de ani, deja totul este depășit. Și de aici apar foarte multe probleme, pentru că inclusiv din această normare s-a ajuns la o anumită, să spunem, dorința profesorilor de a crește pe undeva, hai să spunem, capacitatea financiară și de a avea mai multe ore, și s-au creat acele noi specializări, acele noi discipline, acele noi programe la care se referea domnul Misunarea și care nu mai au relevanță în raport cu cerințele pieței, în raport cu cerințele societății. O altă idee care am discutat-o atunci și care am rezolvat-o cu mari dificultăți a fost faptul că tot datorită gândirii liniare și legislației de atunci, ca să ai mai multe norme, ce făceai? Păi luai o serie de studenți de 100, o împărțeai în două și făceai două serii de studenți și creșteai numărul de ore în norma respectivă. Sau înființai o nouă secție, înființai o nouă disciplină, înființai un nou domeniu. Vreau să vă spun că atunci când domnul ministru mi-a cerut să analizez pe ce dăm noi diplomele, noi ministerul dăm diplome, am găsit peste 600 de domenii de specializări în învățământul superior. Inacceptabil. La o analiză internațională, la o analiză europeană, era inacceptabil. Și a făcut niște eforturi extraordinare, cu niște rezistențe. Mi-ai desințat domeniul, mi-ai scos cursul și așa mai departe, le-am redus la dimensiunile europene și în special la o serie de criterii UNESCO și așa mai departe. Și am creat atunci un nou cadru instituțional pentru domeniile cele mai relevante de care societatea noastră avea nevoie, inclusiv am acceptat introducerea de noi domenii. După ce noi am plecat din minister, sigur că fiecare a dorit să-și facă din nou domeniul lui și bănuiesc că acum, iarăși, lucrurile au scăpat de sub control. Ori e nevoie, într-un fel, să se pună iarăși de acord cerințele societății noastre cu cerințele viitorului și cu, să spunem, tot ce am învățat din istorie, așa cum spunea și domnul profesor Vărun, și să se redefinească, într-un fel, spectrul acestor specializări. Vă dau un singur exemplu, domnul Marga a dat unul pe drept, dar vă dau și un exemplu. La Harvard University există un singur masterat, de Business Administration, un singur. Noi, ca să creăm mai multe norme, că revin la ideea de normă, să creăm mai multe norme, te uiți la universități, chiar universități mai mici, au nu știu câte programe de masterat. Nici nu mai fac față cu profesorii și își repetă cursurile. Păi, nu răspundem niciun scop. Adică nu răspundem unui scop social, vreau să spun. Unui scop de care economia noastră are nevoie. Și atunci trebuie să regândim și aceste aspecte. Dar trebuie regândită ideea de normă. Mai mult decât atât, ideea de normă, să știți că este ținută în continuare dintr-un simplu motiv. Predictibilitatea banilor pe care guvernul trebuie să-i plătească unei universități. Și asta este iarăși o idee greșită, pentru că noi am demonstrat acest lucru, procesul de învățământ trebuie să aibă alte criterii de finanțare decât salariile unui profesor și câți profesori avem noi sau câte norme avem noi. Deci iată o altă concepție. Ne-am lovit și noi, să spunem, de aceste idei contabile care în continuare sunt folosite. Și aș dori să închei, pentru că se poate vorbi foarte mult despre Bologna. Am avut onoarea și mulțumesc încă o dată domnului ministru Marga că m-a invitat în delegația ministerului nostru de a participa la seria de evenimente organizate cu ocazia lansării declarației de la Bologna. Sigur, declarația a fost discutată de către miniștri, semnată de către miniștri,
dar noi ceilalți am participat la o serie de workshop-uri, o serie de evenimente în care am dezbătut într-un fel sau altul ce se dorește cu Bologna. În momentul în care însă Bologna a reprezentat un act practic în care experții au găsit elemente comune pentru a se crea spațiul european de învățământ superior, aceste elemente urmau să fie decise în funcție de context în fiecare țară. Și din motive pur economice, sistemul nostru de învățământ universitar a fost, aș putea spune, greșit interpretat și s-au redus programele de școlarizare. În loc de 4 ani pe științe economice, se fac 3 ani în loc de... și așa mai departe. Prin aceste reduceri care au fost folosite numai ca argumente financiare, s-a distrus practic o anumită tradiție în a pregăti un, să spunem, specialist și s-a pierdut imens de mult. În loc să folosim și sistemul care acum în lume este oriunde, mai mult de aproape 3 pătrini din lume îl folosește sistemul 4 plus 2 plus 4, respectiv pentru licență, masterat și doctorat, la noi s-a mers pe sistemul 3 plus 2 plus 3. Iar doctoratul de 3 ani este ceva inacceptabil. Nu se poate în 3 ani de zile să îți transformi pe cineva care a terminat un masterat sau cineva care vine pur și simplu din domeniul economic, să îl faci cercetător și să aducă și contribuții. Când te gândești că un articol, ca să fie publicat într-o revistă internațional de prestigiu, durează un an și jumătate, doi. Și tu vrei în 3 ani de zile să-l faci doctor. Mai mult decât atât, s-au dat prin proiecte finanțate de către minister programe la universități, sigur, prin competiție, pentru doctorate. 3 ani de zile, finanțare, școlarizare, burse, foarte frumos. Da, dar ai pus condiția în 3 ani de zile să termine. Iar pe domeniile mai complicate, acolo unde cercetarea avea nevoie de mai mult timp, venea rectorul și spunea, știi, n-am ce să fac, are 3 ani de zile, el trebuie să raporteze că și-a îndeplinit cerința și trebuie să susțină teza de doctorat. Și s-a introdus instituțional mediocritatea. Dincolo de faptul că, sigur, în comisiile de doctorat s-au creat bisericuțe, eu semnez pentru tine, tu semnezi pentru mine și așa mai departe, și în loc să creiem iarăși, să revenim la valoare, să creăm comisii de experți, am creat comisii de prieteni și cu asta am ajuns la plagiate și la o serie întreagă de fenomene negative, pentru care suntem depunctați pe plan internațional. În sfârșit, o să mă refer la Aracis, la NATCU s-a referit domnul ministru foarte bine. Aracisul, am fost chemat în 2005 să contribui la legea pentru asigurarea calității și atunci s-a născut și Aracisul. Dincolo de faptul că am luptat pentru ideea să avem pentru învățământul superior ceva de evaluare, pentru că se dorea ceva așa care să evalueze de la grădință la universități și era imposibil, dar ideea era foarte clară, era ideea europeană de a crea această, să spunem, instituție prin care cei cu experiență să poată veni cu niște criterii, cu niște metrici pe care să le aplicăm pentru a putea asigura calitatea învățământului superior. S-a ajuns pe parcurs, iarăși prin promovarea mediocrității, la a avea liste, la a avea verificări de dosare în loc de a face evaluare autentică a proceselor. S-a ajuns până acolo încât cei care sunt la Aracis astăzi au făcut niște liste standard și au standardizat aproape programele de învățământ. Am rămas uluit acum 2 ani de zile când unul din cursurile mele de mare noutate, managementul cunoștințelor, a fost radiat pur și simplu
Pentru că a venit cineva de la Racin și a zis, păi acest curs ce cu el? Nu se află pe lista noastră. Am rămas uluit unde s-a ajuns cu această standardizare, cu această mecanizare a evaluării care n-are nimic de a face cu asigurarea calității. Asta pentru că domnul profesor Gorun mi-a spus să vorbesc și despre asigurarea calității. Care calitate? Calitatea făcută prin standardizare, calitatea făcută în biroul decanului, uitându-te pe niște dosare, pe niște statistici la care se muncește un an de zile și din care cel evaluator nu are decât o oră ca să se uite pe ele și nu înțelege absolut nimic, fără să vadă esența proceselor dintr-o universitate, nu se poate așa ceva. Am să mă opresc deocamdată aici pentru că am vorbit suficient și sigur că îl las pe domnul Sumarga, pe domnul profesor Gorun, pe domnul rector să intervină. Mai avem cam 15 minute. Eu o să rezerv 4 minute în final. Îl rog pe domnul prorector Niculescu, tot așa în 5 minute, noi suntem gazda acum, în 5-6 minute să abordeze din perspectiva discuțiilor noastre, dar și din ceea ce consideră. Eu aș lua ca și coordonată capitalul uman din învățământ, care este până la urmă nivelul lui de pregătire, care este calitatea, mai ales că ne întâlnim cu mulți care participă la diverse cursuri ale noastre. Ce se întâmplă? Noi suntem prezenți tot timpul discut și cu domnul ministru Marga, nu trebuie să vă dezvoltați prin voi înșivă, pentru că observați, sunt o sumedenie de piedici. Asta este. Și invidii și așa mai departe. Noi suntem prezenți în spațiul public, beneficiem și de de bunăvoința televiziunii pe care suntem acum. Practic suntem prezenți în spațiul public în fiecare zi de luni până vineri, cu cursuri, cu conferințe și așa mai departe. E, cu toate acestea, nu suntem luați în seamă, nu că nu s-ar ști că suntem prezenți, pentru că deranjăm. Și deranjăm exact prin ceea ce dumneavoastră ați prezentat aici, mai ales că, iată, sunt deja 20 de ani de când a apărut această caricatură care se numește legea educațională, identificată cu Funeriu, legea Funeriu. Foarte multe critici s-au făcut întemeiate la această lege, cu toate acestea ea se menține, este în vigoare. Este în vigoare, nu că nu ar fi alternative, nu se dorește acest lucru. Și aș mai spune încă ceva înainte de a ruga pe domnul Niculescu. Este singura lege care, de când există reglementări în învățământul românesc, care permite ca oricine, indiferent de studii, indiferent de calitate profesională, să fie rector. Și exemplul știe foarte bine și domnul profesor Constantin Brătianu și îl știe și domnul Marga, eu îl spun public, este Universitatea Politehnică din București, care, procedând prin alegeri, deci atât, alegeri, scot rector pentru a treia oară, când legea nu permite de două mandate, unul care nu are nici măcar doctorat. El, din director administrativ, a devenit rector. Este vorba de Costoiu, dacă nu știe. Lumea nu trebuie să spune. Acesta a fost și senator pe la noi pe aici. În al doilea rând, acel, ea spune, domnul Brătean spunea cu acțiune necugetată, cu erori. Nu, acolo nu este eroare. Intenția de a distruge calitativ învățământul superior românesc prin trimiterea la pensia oamenilor, indiferent de capacitatea, de nivelul lor, până la urmă, nu numai psihic, și fizic, legat doar de o cifră de 65 de ani, a distrus, pur și simplu, din punct de vedere calitativ, universitățile,
creând, bineînțeles, și acele clivaje, acele, a spune, antagonisme între generații în universități, cultivând ideea că nu și-au locul, da, decât în situația respectivă. Și am dat exemplu, dumneavoastră ați venit cu N exemple din anterioritate, ce însemna și cum. Și v-aș mai spune, stimați invitați, că sunt cam 13 sau 14 rectori astăzi în România, la universitățile publice, de stat, plătiți de stat, care încalcă legea fiind numiți pentru a treia oară. Dar e o tăcere de fi. Iar atunci când a fost să fie legea aceea Funeriu, ia să o arăt pe aceasta, nu, acesta e proiectul nostru, legea Funeriu n-a făcut altceva decât, deci a acționat să scoată două, trei personalități din învățământul superior. Și una e cu noi aici prezentă, deci se și știe, a fost publică acea, eu știu, pornire, să-i spun, a lui Funeriu, care, eu nu pot să mă pronunț că nu e un cercetător bun sau e foarte bun, el e chimist, dar nu e profesor, el nu a lucrat într-un univers ca profesor. Dar, sigur că lumea a crezut că va realiza nu știu ce fel de perfum. Îl rog pe domnul Niculescu și reveni. Da, este un privilegiu extraordinar de a mă afla la această dezbatere, prin faptul că am asistat la o dezbatere de înalt nivel, de foarte înalt nivel. Pot să spun că această emisiune poate să fie una de gală, iar prin extraordinara prezentare, viziune și așa, a reforme. Păi dacă vrem să facem reforma, politicienii, cei care sunt la Ministerul Educației, pot să vadă pe YouTube și pe să reia această, pentru că este stocată, în sfârșit, această emisiune și pot să vadă ceea ce a spus domnul ministru Marga, ce a spus domnul profesor Mrătianu. Sigur că eu sunt surprins de faptul că totuși un prim-ministru nu vede că în educație, la educație, nu poate să lipsească acest triou care a dat cel mai bun, cel mai performant, cel mai eficient, cel mai valoros guvern, cel mai minister în domeniul educației. Cum să accepți altceva? Sigur că astfel de personalități își permit să refuze diferitele demnități ministeriale, dar insistența, sunt convins că ar convinge și pe domnul ministru Marga și pe domnul profesor, să reia Adrian Gorun, pe domnul profesor Brădin, să reia funcțiile și să formeze acel guvern care imediat înseamnă întocmirea, elaborarea și rezolvarea problemei cu reforma. Există această propunere de lege, pentru că în fiecare an, în luna iulie, noi avem dezbateri la nivel național și prezența permanentă a domnului ministru Marga, a domnului profesor Brătianu și domnul Miron Dumitru și a marilor personalități în domeniul acela, exegeți în domeniul educației, participă și a fost dată această lege, mă rog, a fost vorba de propunere pentru legea Ferenda și există această posibilitate. Deci nu e vorba pentru o dezbatere. Pentru o dezbatere, mă rog, eu nu mă, cum să vă zic, nu regret că am primit atât de puțin timp, pentru că am stat și am asistat la o dezbatere excepțională și sigur important este ceea ce spun cei care, mă rog, au într-adevăr ce spune și care știu ce să facă reforma. Sigur că este o problemă legată de școală și comunitate. Este o fractură, să spunem, pentru că criza, prin asta este un indiciu al crizei. Ori, din punctul acesta de vedere, și noi suntem într-un fel așa rupți de, nu neapărat, dar suntem totuși nu atât de mult consultați în deloc. Sau chiar deloc, ceea ce, mă rog, sigur că prin astfel de emisiuni noi încercăm să arătăm
care sunt ideile care pot să fie urmate. O singură idee, spunea domnul Brătian despre, mă rog, însuși și formația de ingineri și așa mai departe, dar dintr-o perspectivă interdisciplinară, despre non-linearitate, despre existența. E bine, să știți că noi am încercat, când ne-a permis, pentru că, din păcate, noastră ați spus foarte bine despre Aracis, mă rog, într-adevăr, evaluarea e primordială la noi în țară, din păcate. Iar Aracisul, în loc să vină, mai ales în această perioadă de pandemie, cu anumite soluții sau să măcar să dea o libertate mai mare, o autonomie mai mare, nici măcar un program să înființeze, nici măcar discipline, că e vorba de să pune problema de telemuncă, de a înființa profesii care să fie bazate pe telemuncă, măcar chestiuni de genul acesta. Noi am introdus un curs, apropo de chestia aceasta, cu economia albastră, economia circulară a lui Günther Pauli. Și, sigur, lucrurile acelea sunt extrem de interesante, pentru că, până la urmă, ajungem la natură și natura, sigur, apropo și de natura umană și mai departe și de capitalul uman, să fie în acest sens. Sigur că sau fără anumite lucruri care sunt esențiale în învățământ, legate de partea aceasta de a corela cercetarea, dar cercetarea trebuie să fie plătită, pentru că dacă avem cu 0, câteva, sub o jumătate de procent de fiecare dată pentru cercetare, sigur că nu o să putem avea nici modele sau anumite rezultate ale unei cercetări care să fie aplicate în educație, în învățământ și așa mai departe. Câte minute? De asemenea, avem posibilitatea, da, prelungește un pic acest lucru. Sigur că Universitatea Constantin Brâncuș beneficiază de un aport extraordinar din punct de vedere al apariției unor astfel de cărți monumentale. Sunt două pe pupitru aici în fața domnului profesor Adrian Gorun, președintele Senatului nostru, dânsul în calitate de autor și coautor, dar să știți că lucrul acesta nu este peste noapte. Este o muncă sisifică, munca a ani și ani, zeci de ani de muncă, pentru că aici este vorba de școala de la Cluj. Știu, spunea domnul profesor Gorun despre, și sigur, experiența dânsului, dar de a scrie în fiecare zi minim 7 pagini. Deci lucrul acesta zi de zi, așa cum, mă rog, e reclama aceea cu un medicament pentru inimă și așa. E bine, așa se face, pentru că pentru a ajunge să fie un astfel de... Sigur, este un compendiu acesta în domeniul educației intimidant. Dar este așa cum intimidant este și prezența mea alături de astfel de personalități, dar acolo este o bibliotecă întreagă. Deci este o carte bibliotecă. Sigur că este pentru bibliotecă, dar dacă să mergi cu 20 de cărți într-un geamantan, e o astfel de carte și ai o interpretare excepțională și din punct de vedere sociologic și filozofic și așa mai departe. Dintr-o altă perspectivă, sigur că e nevoie în educație, pentru că totuși educația e la baza tuturor profesiilor și tot ce înseamnă în societate, în afară de rolurile care sunt, pentru că orice profesie depinde în exclusivitate de felul cum a fost educat, de instruirea pe care a primit-o persoana respectivă. De asta medicii sunt buni sau mai puțin buni și așa mai departe, judecători, economiști, în funcție de cum au învățat și ce au învățat în școală. Este extrem de important acest lucru. Sigur, ca să-l citesc pe domnul ministru Marea cu centura de cultură, sigur că este foarte important, pentru că fără o cultură nu te poți adapta. Important este nu de a acumula date care se perimă, ci principii
Posibilitatea de a te adapta este cel mai important lucru și acesta se face prin școală, o școală temeinică. Sigur că am putea să aducem în discuție și faptul că există un document în consultare, cel legat de strategia educației digitale a României, bazat pe acel program, pe programul de acțiune al Comisiei Europene legată de educația digitală, care se numește resetarea educației și formării pentru era digitală. Dar, din păcate, trebuie să intervină, pentru că în dezbatere până pe 15 februarie, trebuie să intervină specialiști, cum sunteți, mă rog, mari experți, cum sunteți dumneavoastră, pentru că altfel vom ajunge ca învățământul online să fie o alternativă considerată viabilă la învățământul clasic, ceea ce ar fi o mare greșeală și ar însemna ca generații întregi să aibă o educație sumară. De altă parte, se merge pe, sigur, piața educațională, dar piața locurilor de muncă. Din păcate, se merge în această direcție ca educația să se alinieze la industrie, așa, la modul, să zic, generic, la industrie. Și nu invers. Adică, pur și simplu, este umilitor pentru educație să fie la remorca, să spun ghilimele de rigoare, a economiei, așa, și a unor ramuri foarte, mă rog, competitive sau, în sfârșit, care se dezvoltă foarte rapid, precum industria. Nu, principiile de bază trebuie să în școală, cu biblioteca, mă rog, lucrurile pe care le-a spus excepțional domnul ministru, trebuie să fie literă de lege, pentru că altfel vom avea mari probleme din acest punct de vedere. De asemenea, mă rog, ideea aceea cu care s-a mai discutat aici, că studenții care au terminat filozofia sunt cei mai ușor, care se adaptează cel mai ușor. Deci asta înseamnă viziunea. Ori dacă nu avem astfel, nu dăm studenților, mă rog, educabililor, acest orizont, viziune, nu pot să se adapteze pentru viitor. Și sigur, și experimentul e foarte important, dar mă opresc aici pentru... Mulțumesc, domnule profesor, pentru că vreau să mai repartizăm măcar câte 3 minute în final și la domnul ministru și la domnul profesor Brățianu. Eu două, trei, practic avem 6 minute, atunci înseamnă că eu 2 minute și până dumneavoastră câte 3, nu câte 3, câte 2. Așa. Vreau să spun că răspunsul, am mulțumit domnului prorector pentru această încredere pe care o pune pe seama acestui triou prezent aici, că am face o reformă și așa. Noi nu suntem mai, nu, eu cel puțin știu clar, nici domnul ministru, nici domnul, nu ne mai dorim funcții. Dar, sigur că este foarte important să fie consultați oamenii care știu despre ce este vorba. Ei, în acest proiect să știți că există soluția. Nu să supun la vot dacă strategia educației digitale este acceptată sau nu. Pentru că vine exact ceea ce spunea domnul Brățianu aici. Cei mai mulți, sigur, din necunoaștere, din... Da, este nemaipomenit. Nu. Ci oameni care știu despre ce e vorba. De aceea, în lege am propus desfințarea tuturor acestor agenții, oficii, oficine și așa mai departe, și un Consiliu General al Educației format din 7 oameni, un Consiliu, nu, permanent din 7, un Consiliu General al Educației care se cuprinde din toate lumea, cam din 13, și un Consiliu Național al Educației și Cercetării Științifice format din personalități numărul 1, cum s-a spus. Nici ăla să nu fie mai mult de 15.
Pentru că dacă este mai mare, este clar că se pierde, zbate, nu se pierde timp și nu se va face nimic. Și doi, spune că în momentul în care eu am făcut un întâmplător, domnule, am văzut câte proaste legea Funeriu, asta cu ani, nu, 5 ani a durat toată această construcție, zic, hai să compar cu cine? Cu prima lege. Și atunci am constatat, spre, recunosc, spre bucuria mea atunci, că mult mai așezate și mult mai coerente și mult mai aplicabile erau prevederile din legea din 1864. Până am discutat cu domnul ministru și zice, da, da, părerea mea e că dacă te oprești aici n-ai făcut nimic. Ea continuă și începe totuși o lucrare care îți bagă timp și ia-o înainte. Am luat până la 918, până de la 918 până la 48 la decret. De la decret am luat și am scos un volum pe toată perioada comunistă, încă unul după ce și am zis, gata, uite, acum le avem așa, așa. Păi da, e foarte bine că aveți asta, deci mulțumesc și acum public, dar dacă nu scoateți voi acum ceva pe baza tot ceea ce ați făcut aici, nu e totuși încheiat. Și am mai stat atunci și amintesc de acea întâlnire în luna iulie, nu știu, cu câțiva ani în urmă, când credeam noi și a fost și adoptat acolo o rezoluție a întâlnirii, conferinței și așa mai departe. Nimeni nu întreabă nimic, dar să știți că acest compendiu e și pe masa Ministerului, e și pe unui secretar de stat de acolo, de Abățul Superior, e la Academia Română, e la Patriarhul, e în multe universități. Ca să spun că nu le-am ținut așa ascunse. Dar în același timp mai trebuie să remarc cu foarte mare, a spune, amărăciune, că de la ministrul Marga încoace, Ministerul Educației, acum nu-i mai spune național, și asta poate de discutat într-o întâlnire viitoare, Ministerul Educației nu are nimic reglementat prin ordin ca și activitate de concepție, de creație, de inovație. Nu. Doar administrativ. Gestiunea, urmăriți să vedeți că nu. Absolut nimic. Ori atunci erau, apăreau să bilunar, poate ce, nu știu dacă era săptămânal la un moment dat, buletine informative care mergeau în toate unitățile de învățământ, universități și așa mai departe. Domnul ministru Marga, două minute și... Nu, unul, unul. Chiar mai puțin să ia și colegului Brătianu. Sigur, unul, două idei numai. Domnul Brătianu a făcut o analiză foarte bună, el a făcut un pas enorm pentru toți cei care ne ascultă și pentru cei din țară, un fel de operaționalizare a discuției, după care competența nu se are nevoie de o metrică specială, ea nu se votează. Valoarea nu se votează. Sigur, dânsul a arătat foarte bine că vorba lui Gauss nu e un argument, da, ci un contraargument foarte bun. Și dacă dânsul formalizează în continuare, sunt convins că devine și mai convingător, nu pentru noi, pentru noi e convingător, dar pentru mulți alții. Doi, eu cred că Universitatea Târgu Jiu, și apropo de ce a spus domnul profesor George Niculescu, trebuie să persevereze în a proiecta ceea ce a realizat în spațiul mediatic mai întâi, și, desigur, în spațiul decidenților. Să sperăm că, până la urmă, și decidenții noștri se vor apuca de citit. Nu e o speranță foarte optimistă, dar eu totuși sper, da. Mulțumim, domnul profesor Brățianu. Pe scurt, există și acest la ideea de schimbare, ceea ce se opune la idei noi. Asta explică într-un fel și o anumită rezistență, dincolo de ignoranță, la eforturile pe care noastră, domnule profesor Gorun, și cu echipa noastră le faceți la universitate. Dar eu, în încheiere, aș dori să apreciez foarte mult toate eforturile pe care le faceți sub formă de lucrări, sub formă de evenimente, chemarea specialiștilor, dezbaterile pe care le organizați în cadrul universității și în cadrul public, așa cum este și această emisiune. Și sunt convins că vor avea efecte, sigur, nu imediat, pentru că procesele sunt neliniare, dar vor avea efecte pentru că avem nevoie, într-un fel sau altul, de rezonanță la această nevoie de reformă
și regândire printr-o nouă viziune a întregului sistem educațional. Încă o dată apreciez, mă simt onorat că am făcut parte din această emisiune împreună și cu domnul ministru Marga și mulțumesc pentru invitație. Rămân în continuare disponibil la invitații viitoare pe teme de învățământ și în special învățământ universitar. Vă mulțumesc foarte mult. Noi vă mulțumim, noi suntem onorați pentru prezența dumneavoastră și chiar de acum balansez invitația de a ne întâlni la anumite intervale, vineri avem tribuna ideilor, unde să dezbatem pe să zicem, capitole de probleme, cum vedem reglementările, de la finanțare, să zicem, până la promovări, de la statutul dascălui în preuniversitar până la alte grade didactice care s-ar impune pentru reglementare și numai. Vă mulțumim foarte mult, o zi bună vă dorim! La revedere!